Pentru tinerii care au terminat liceul în acest an, dar nu au reușit să obțină o diplomă de bac, opțiunile sunt extrem de puține. Aceștia pot deveni șomeri sau, eventual, se pot înscrie la o serie de cursuri post-liceale. Noi ne-am gândit încă de la începutul anului școlar să venim în întâmpinarea acelor absolvenți de liceu care nu au reușit să obțină diploma de bacalaureat și nu doar la aceștia, și cei care au diploma de bacalaureat, ne-am autorizat pe 8 calificări, 4 școală poziceală, 4 școală de maștri. avem deja aprobate 4 clase de la buget, noi avem afișate afișe cu aceste calificări pe care le oferim prin școală de maestri și școală pozicială în vederea continuării studiilor și pentru absolvenții fără diploma de bacalaureat. La Colegiul Tehnic, Dimitrie Leonida din Petroșan, de exemplu, tinerii care nu au luat bacul se pot califica în meseriile de maestru electrician, maestru mecanic, tehnician laborant pentru protecția mediului, tehnician echipamente de calcul, maestru minier sau maestru electromecanic minier.